Cică Mihai? Bună! Salut! Și astăzi vom porni la drum cu noul update de Halloween. În sfârșit a fost lansat și după cum vedeți, cea mai nouă motocicletă. Ia uitați-vă cum arată, Doamne ferește, așa ceva. Deci nu vine să cred că de genial poate să arate. Arată foarte bine. Uite ce mișto sunt gențile, cum am văzut. E foarte frumușică. Extrem de frumușică. Sunt și știu că poți să ți-o modifici. Scheletul ăsta pe care îl vezi pe toată motocicleta îl poți modifica să fie altă culoare. De exemplu, știi cum e un schelet, poți să-l faci alb. Poți face două culori. Da, poți să faci neagră motocicleta și scheletul să fie alb sau verde, cum vrei neon. Tu. Văd că Mihai și-a aplicat deja un face paint, face paint-ul de Joker, l-au băgat în joc și toate chestiile astea vă recomand să intrați acum să le luați dacă aveți GTA, pentru că nu o să mai fie disponibile după aia. Da. O să fie doar cât e Halloween-ul. Bă, nene, bă. Mie mi-au zis în comentarii să mă fac ca tipa aia, iubita lui Joker, pisici. Cum se cheamă? Harley Quinn. Așa. Și nu a băgat, deci nu au băgat, nu o să mă fac ca ea. Freza aia, zici tu? Da, freza aia n-au băgat nici haine ca tipa aia, nu. M-am uitat să văd și eu cum arată tipa și nu e. Așa, nu uitați să apăsați butonul de like dacă vă place seria noastră și vreți să continuăm cu un episod în fiecare seară. Vă mulțumim foarte mult pentru tot suportul pe care ne l-ați acordat până acum. Și cu siguranță abia aștept să vedem tot update-ul. Apropo de update, dacă vă uitați voi în telefon, o să vedeți că în afară de motocicletele astea, mai puteți să vă comandați și mașina asta pe care o are Mihai aici. Da. E de anul trecut, da. Bine, le-au readăugat. Și tot așa, poți să ți le iei și numai acum, după aia nu o să le mai poți lua decât de Halloween-ul viitor. Te duci aici la Southern San Andreas, asta e motocicleta, costă 2 milioane, da. 2 milioane. Și mașinuțele, uite, astea două de aici. Ce? Stai Mihai, nu borni, ca să vadă. De ce? Uite-te, vino-ncoace și tu. Uite-te și tu la lor. A, vă strâng ce spate. Nu, se urcă acolo. Lasă, dar nu știu cum. Nu credeam că merge chestia asta. Nici eu, am încercat-o. Mi-a venit și mie motocicleta. Nu merge. Da, are locuri în spate. Cred că ar fi merg... Sunt două locuri în spate. Mi-mi place cum scoate astea flăcări pe lateral. Mi-am luat-o și eu, dar acum tunez motocicleta, dacă asta e nouă. Ăsta da update de Halloween, a? Da, îmi place. Arată foarte șmecher. Hai să mergem pe la tuning cu ele, să vedem cum o să fie. Vreau să mi-o modific la maxim, cel puțin, motocicleta asta. Și o să vedem și mașinuțele celelalte. Mihai a scos-o deja pe una din garaj. Da, era curios. Am făcut test cu motocicleta, să văd dacă pot să sar de pe aia. Și da, într-adevăr, ca la toate motocicletele, pici cap. Nu știu, eu vreau să-mi găsesc un costum astea. Să știi că și asta are un personaj costum diferit, are un control diferit, mașinuța asta. Mașina? Da, e hidrogen, are suspensie foarte tare, se învârte foarte ușor de spate. E diferită față de oricare mașină din joc. Nu e un reskin sau ceva, că nu mai există mașină de genul ăsta în joc. Da, sunt unice, ce drept. Schimb, Larcerul ăla există oarecum, e un Mustang lungit. Mama, cum se aude motorul ăla ta aici, nebun. Da, se aude bine. Și când stă pe loc, se aude stilul ăla pe 8. Ce modificat la motocicleta tu? Alo, dar mie îmi place asta, frate. Poți să schimbi asta de păianjen de la roți, dar nu vreau, arată prea bine. Mi-a comandat și motorul. Ia venit și lui Mihai motorul, ia să-l vedem. L-a luat altă culoare, stoc. L-a luat albastru, cum arată. Da, uite, are scheletul albastru, lol. Scheletul albastru, lol. Poți să ți-l schimbi, poți să schimbi ce culoare vrei tu la schelet. Da, nu, negru cred că arată cel mai bine. O să vedem. Da, arată bine, dar faza e că te pune să schimbi și pânza aia de păianjen de la roți și... E tot scheletul, e corpul, practic. Da. Ce mișto farurile. Că și coarnele, ghidonul e, practic sunt mâinile scheletului, știi? Foarte mișto făcut motorul. Chiar e șmecher, adică au făcut o treabă excelentă cu update-ul ăsta. Uite, are livery. Dar poți să-ți schimbi, poți să spui de alea de motocicletă normală, de ce-i vrea asta? N-aș vrea. Dar nici eu, tocmai. Nu mi le schimb. Nici eu. Asta e cu bandaje, cred. Doar aia cu belt. Beltul poți să-ți schimbi și arată mai bine ce-i dreptă la care e acolo, dar în rest... Engine block-ul... Poți să mi-l fac full chrome, dar parcă pe negru arată bine. Engine tunes... Asta da, merge. Air filters-ul... Să dați acolo la muzicuță, că aveți de alea de Halloween. O secundă. Așa, exhaust.
secondary. Exhaustul e unic pentru motocicleta asta, deci nu mi-l schimb. Stock și la... Sunt multe chestii care se potrivesc cum l-au făcut ei stock și tu dacă le schimbi... Dacă uite, fii atent la ochi, dacă îți schimbi și spui Xenon, se schimbă culoarea din roșu. Da, nu, am mutat înapoi, nici eu nu vreau. Nici în caz nu vreau să-mi schimb. Și livery-ul sunt alea clasice, nu le vreau cu motocicleta asta. Am pus flăcările pe roșu cu negru, știi? Respray, hai să vedem la respray. Metallic... Black arată... Altă culoare, adică nu, parcă nu mi se pare că e black. L-aș face negru. Da, parcă nu e black-ul ăla care trebuie. Mat? Bă, da, de ce nu-mi schimbă capul la schelet? Păi ai zis tu că se schimbă. Te schimbă, păi la secondary color. La secondary. A, la secondary, da, da, da. Secondary schimbă culoarea. Așa? Wow, atât. Băi, e superb. Cum am făcut-o. Pe alb dacă o fac, alb cu negru, capul de schelet e alb, arată ca un schelet adevărat. Eu am făcut așa. Turbo. Sau cu scheletul negru, și cu scheletul negru arată mișto. Yellow cu flăcări roșii merge, dar capul ăla galben zici că e bolnav, zici că are diabet. Și nu. Capul negru parcă e ceva, nu? Parcă ai scheletul ar fi... pe black steel ceva de genul. Sau pe alb. Steel. Și pe alb merge, să știi. Arată bine. Aia e design-ul. Dă-te în pisici. Să știi că arată bine și pe alb. Pe alb arată. Bleached brown, de exemplu. Hai să văd un alb Ice white e cel mai... sau frost white. Nu. Wow, deci arată prea genial. Frost white parcă e mai ok, are mai multe reflexii. Ice white parcă e prea alb. E fad. Mihai ți-a picat sesiunea. Posibil. Pentru că doar la Mihai mi-arată că a ieșit. Metallic și asta o să rămână negru. Ia să vedem. Transmisie. Da, zău că e la tuning, acum n-are treabă, dar după aia când nu se iasă, probabil o să trebuie să dea join din nou. Brakes. Wheels-ul tot la fel, roțile nu vreau să mi le schimb, arată prea genial. Hai să vedem, arată așa, deci am ieșit cu ea afară. Da, mi-a dat și mie că ești Mihai. Bă, să știi că arată mișto, deci arată ca și cum ar fi un schelet adevărat pe motorul meu. Max, și ție ți-a alunecă motocicleta? Da, adică el încă alunecă. La fuel tank dacă schimbi scoate scheletul ăla, ribcage-ul. Scoate scheletul, nu merită. Scoate... De așa îmi place să-l lasă, mai special așa. Nu-i mișto așa? Uite cât de șmecheră e. Și i-a făcut amândoi la fel. Ia, dă-te jos de pe motor că vreau să fac și eu o poză așa, când sunt aproape de ele, ia să vedem noi. Scheletul alb, ești nebun cum arată? Sorry. Ia, dă-te la o parte. Da, nu prea văd aici. Ia stai să mă uit puțin. A, și în afară de asta, dacă vă duceți la Legend, nu la Legendary, la Warstock, o să puteți să vă luați și ăsta, cum îi zice, Monster Truck-ul, care tot așa o să dispară după update-ul ăsta, așa că vă recomand să le luați, că după aia dacă le cumpărați, sunt ale voastre permanent. Bă, dar adevărat, orice modifici la ea arată urât, deci arată bine stock. Recomand să nu-ți modifici decât culorile și cam atât. Mi-a schimbat culorile și... cu belt transmission, ce ai spus tu, lights trebuie nu trebuie să le schimb. Să știi după ce termin. Imediat. Și mai trebuie să pun... Transmisia am pus-o, turbo am pus. Willis, unde n-am e ăla cu face paint unde? La frizer. La foarfecă, la foarfecă. Ok, am văzut un tuns acolo, hai să mergem acolo să vedem cum ne facem. Gata, mi-e la tuning. Deci vreau să-mi schimb și costumația, dar n-au băgat costume, au băgat decât niște tricouri care sunt free, știi? Păi eu nu cred că o să-mi schimb, eu cred că o să rămân cu geaca de piele și o să mă facă să arat ca un Joker sau ceva. Și trebuie să-mi găsesc un costum off, că știu cum arată. Unde e frizerul? Ah, ok, aici. E aici aproape. Ai luat o altă parte. Dacă da GPV. Vă scoate din organizație, nu? Da. Mi-a scos deja. Happy get a make. Oricum n-are rost să te duci la același frizer ca mine, pentru că n-ai nu poți să-l folosești. Stai la coadă. Stai la coadă, la frizer. Face paints. Bun, hai să vedem ce au băgat. Astea sunt... care sunt... Aia, deci... care e nou? Sau steluță. Cred că... Dă-i în sus. Gata, le-am băgat. Astea sunt noi, astea. Menace, Wicked... Sunt multe. Uite, mustață. Sunt multe. Și-s mișto. Flash și Demon. Și stai puțin, ar trebui să le cumpăr pe toate ca să-mi rămână permanent? Da. Nu, cred. Da, trebuie să le cumperi. Nu, mi-a cumpărat decât aia de Joker. Dacă îți cumperi aia de Joker, îți rămâne Joker permanent. Da. Bă, da, stai puțin, cum faci capacity-ul să fie, că momentan e prea low, parcă. Bai acolo, coboară jos, de acolo. Acum văd. LOL, cum se vede pe maximum.
E asta ției, ca să fim toți la fel. Parcă-ți iese scheletul prin... Asta îmi place. Prin el. Alb în cap. Mamă, ești nebun cum arată unele. Și mi-au costumație albă cu negru. E să vedem. Vreau să fiu Joker, eu. Eu m-am făcut tu schelețel. Sanctus... Unde e? A, uite, asta e Jokerul. Vă dau invite. Da, friends. Jokerul, da? Totdeauna mi l-am dorit să-l am și nu l-am avut, pentru că am... Mamă, sunt Joker acum. Părul verde. Mamă, cum pleacă asta? Derapași pe rotă de spate. O să fac părul verde? Poți să-mi-l vopsesc verde? Da! Da, te duci tot așa la frizer, îți alegi freza și... Da, și jos de acolo schimb culoarea. Stai, stai că mi-l schimb. Oricum asta o să fie așa, o să rămânem doar pe update-ul ăsta cu Halloween. Când se termină Halloween o să ne schimbăm astea. Dar... Arăt ca o bunicuță. Hairstyles nu, dar vreau culoare. A, nu schimbă. Eu m-am făcut schelet. Vrei să fim cu toții Joker? Fiecare... Cum vrea el, da. Ok, o să mai îmi schimb pe parcurs, dar acum am făcut și așa. Ca să mă potrivesc cu... motocicleta. Eu m-am... Sper că i-am dat, nu știu dacă i-am dat să mă facă. Și el ce că mă tunde. Păi, el a venit și m-a tuns și m-a... dintr-o dată am părul verde. Păi okay. Da. Te-a făcut rapid. Cum funcționează? Hei, uite așa. Mă fac... îmi fac părul mai gazon. Super. Cu poze. $560 să mă vopsească, ești nebun. Ți-ai calculator cu bani. Corect. Pe bune, adică... Aici sunt haine, văd că aici e Mihai. Da. Mamă, Joker sunt acum. Caută costumul ăla. Nu știu dacă era... Există și costum de Joker? Nu ai costum, trebuie să-l faci tu manual din piese, mi se pare, că să te duci să montezi tricou. Nu. Aia și aia durează mult. Ce sunteți voi? Sunt la haine. La hăinuțe. Ca la haine, hai că vin și acum. Bă, da, la măști sigur n-au băgat nimic? Ba da, au băgat la măști, au băgat. Au băgat de alea de clown. O, iertă-mă. Băgat? De alea de dovleac. De dovleac? Îți pui în cap dovleac? Da. Și e vreun dovleac în flăcări? A, nu știu. Hai să mergem și acolo la măști. Vreau să văd. Mamă, ce tare update-ul ăsta. Deci îmi place prea mult. Băi, de fiecare dată când bagă ceva nou în jocuri, ăsta așa... O, da! Ceva șmecheros! E chiar șmecher, adică îmi place foarte mult. Și unde sunt chestiile noi? What the fuck? Nu trebuie să apară starul, să nu se apară. La toate văd câte ce... Adică mi-l arată ca și cum ar fi noi, dar să nu cred că sunt noi. Bine, dacă vedeți ce am eu pe tricou... O să spuneți, mamă! Unde sunt chestiile noi? La special tops. La și la movies. E foarte ciudat pentru că vrea să-mi pună designul pe tricou și mi-l pune și pe geacă. Trebuie să-ți dai geaca jos. Trebuie că e ceva bug ăsta. Ia pantaloni. Mai momentan mă fac și așa. Nu, eu așa mă las. Arată foarte bine. Și niște blugi negri. Are forță să-mi împingă ușa, ești nebun. Dă cu capul. Dă cu casca. Bă, toată lumea și-a făcut scheletal. Păi arată cel mai ok, adică ce culoare poți să-i pui? Și pe negru. Păi arată cel mai bine, mă. Arată puțin ciudat capul ăla pe negru, știi? Nu știu care e motorul meu. Ăsta e motorul meu. Mă, nu mai știu în care e. Băieți, cum arăt? Bă, nu e al meu. Cum arăt, băieți? E urât? E frumos? Al tău e ăla cu roșu, îți dai seama. A, lol, pe parte e așa și pe parte așa. E bine? Dintr-o parte și sperii, dacă mă uiți. Eu sunt, da. Uite-te la tricoul meu, uite-te la tricoul meu. Yeah. Lol, are niște țâțe. Vezi? Lol. Da, e o de-asta, mai cu majoretă, fără cap. Hai să stai așa, ca să-mi comand și eu mașina cealaltă, ca să o vadă și pe cealaltă. Mickey. Vreau să-mi chem din nou motorul, stai așa secundă. Return personal vehicle. Așa. Hai că-mi chem și eu. Și cum se cheamă mașina? Albă din Frankenstage sau Lurchers? Vreau stai. Mecanic. Nu mai știu unde am pus-o. Frankenstein. Băi, singura motocicletă din joc. Care face Willy fără să ții frâna de mână.
face Willy, face... Dar nu prea are, am observat că nu prea cotește foarte bine, adică... Uite, deci tu pleacă cu drift în prămanți. Nu de cotit, nu prea trage la deal. Da, dar pe întâi trage rău de tot. Asta e a mea. Aia e a mea! Ce face după vă certați pe mașini? Aia e a mea! E a mea. E a mea! Uuu, ce frumoasă e! E? Ce asta e una dintre mașinile din update. Și mai este încă una. Aia alta cum se cheamă? Albany Lurcher, parcă. Albany Lurcher? Lurcher, da. Și aia e ăla cu mort în spate, îi se plimbă mâna. Asta e mort pe că return. Asta poți să fie? Îmi place faptul că poți să dau return instant. Da, că ești în club. La orice și la mașină și la ce. Și n-ai cooldown. Da, 4 minute. Am cooldown la ăsta oare? N-am. N-ai? Stai, cum se cheamă aia altă? Albany Lurcher. Mașina cealaltă. Albany Lurcher. Așa ar trebui. Stai că mă uit în telefon să fiu sigur, dar e așa știu. Nu e aici. Vortex, nu știu ce, nu știu ce. Yeah. Nu știu unde... A! Lurcher se numește. Da, da, e în garaj aparte. E în Wild Oats DR. Wild Oats DR. Ce faci? Un motor sau luăm o mașină de pe stradă? Hai să ne luăm motorul și să mergem și o să o artăm. Aia o știe toată lumea, pentru că e aia cu mortul în spate. Da, am adus-o de câteva ori. Stai, da. Cum se cheamă motorul ăsta? Sanctus. Sanctus. Santa Claus. Sanctus, uite. Face că mi-l dă și instant, n-ai treabă. Ha, hai să mergem la club. Haide. Nu merge la măști? A, ba da, la măști. Hai la măști. Opa. Ba, deci motorul ăsta, bine, asta e cea mai nouă chestie din update e asta, pentru că restul erau și anul trecut. Dar... Max? Da? Ia, ia stai puțin, că vreau să vezi ceva. Ce să văd? Hai. Unde-i Mihai? Aici, în față, am luat-o. Ți-ai pus claxon de la? Da. Ia, ce claxon ți-ai pus? De la de mormântare. Da, știu, l-am la Lurcher. Știi că l-ai. E creepy rău de tot. Dar poți să ți le iei, că o să le iei tu în permanent. Le am. Ce, asta nu poți să ți le iei claxon decât acum? Nu, da, sunt unice și alea. Claxon de mormântare. Da. Păi la mașină de Halloween o să mi le pun la toate, claxonul ăsta. Mamă, adevărat că nu prea virează. Adică virează, dar greuț. Un pic de drift. Da, îți face drift. Lasă stâlpul. Și acum ne vom opri aici. Trebuie să opresc direct. Și trebuie de frână. Aoleu, cât de greu s-a oprit. Nu prea pune frâna așa bine. Și am făcut upgrade la frână. Hai să vedem măști. Bun, care erau ale noi? Mesc, uite, am găsit la biker. O să vă fac asistenta din The Bugger. Mă, unde sunt? Unde, la Hats sau unde? La Monsters, aici, la măști. Mesc. La Monsters am găsit toate măștile de la... Slasher. Dar astea erau mânjuri. A, lol, astea nu erau. Cream Skull Burst. What the fuck? Da, Red Skull Burst, cum arat. E cu un zombie care are în gură un cap de mort. Și stă cu liba afară. Știi de bun cum arată alea? Uite, uite și dovleacul. Pumpkin-ul... A, toți sunt de la Slasher, erau astea. Nu-i nimic ca... din ele, dar alea, de exemplu, uite, astea nu erau. Alea cu capul în gură. Da, aia nu era. Cum arată lor. Arată ridicol, okay. Dar nu o să mi-au vreau să fiu Joker momentan. Da? Ia uite-te, Max, alea cu Classic Sack Slasher. Care? Classic Sack Slasher, S-A-C-C. Erau? Da. E un sac o sfoară. Da, erau. Ce? Motorul meu e pe jos. Ce părăliță de bătrâne l-am găsit. Tu cine crezi că ești? Claxonul ăla. A, lol. Hai să mergem, Max oamenii. Hai. Păi am făcut poză. Hai. Ză. Stai așa cum ești mie. Crezi că vine polițiune. După... Ne, eu sunt foarte cu minte. Da. Că în ultimul timp n-am mai făcut nimic. Mergem la club să vedem ce misiune avem? Am făcut... Am. Hai să văd. E în față, țin unul. E Hydra. Auleu, doamne. Scoate-ți agheu. Că vine la noi. Am. Inventory, ammo. Dacă mi-au acum. Heavy. Vezi, Mihai, ai grijă, băgă-te undeva. Omic launcher, minigun, RPG.
Vine la noi asta sau ce face? Nu, 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 se duce la un iaht. Hai să mergem. Duce la iaht. Și era, a venit spre mine la început. S-a răzgândit. Am văzut. De asta m-am și ferit, că zic, bă, mi-a văzut motorul de mort și a zis, mă bag. A băgat cu capul la cutie. S-a speriat când ți-a văzut motorul de mort? Da. A zis, bă, ăsta e moartea. Uși. Adevărat ce mișto era dacă puteam să punem flăcări pe... Asta vreau să zic și eu, îl făceai Ghost Rider. Da, exact. Da, dar acum că zici, chiar pare ca și cum am fi Ghost Rider, nu? Mhm. Dar trebuie să luăm foc. Dacă vrei să rezolvă, băieți, am niște... niște benzină. Și niște benzină. Știi ce lipsește în Știi ce lipsește în jocul ăsta? Un flamethrower. Da, chiar... Băi, să știi. Și o drujbă, frate, că am văzut o poză cu un tip care avea dovleac pe cap și drujbă mână. Și a zis, mă gândesc că drujbă poate au băgat. Nu? N-au băgat. Posibil să fie băgat. Am văzut o poză ceva, da. Și am văzut poza și nu știu, măi, poate n-am văzut eu. Poate să faci o misiune sau obții? Haideți în club, intrați și voi în club. Acum am ajuns, stai așa. Am ajuns și eu. Nu țin frânele! Era să văd. Hai să văd ce am aici. Tam, 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 tam. Eu am intrat, vă aștept. Imediat vin și eu, băieți. Am fost prinsă, am fost să iau o pâine, că mi-e foame. Ți-ai luat o pâine? Ia trebuie să mă învârt un pic, că prațin frânele. Da, putem să facem una din astea. Avem gun running, avem fragile good. Și o hidra pe cer. Ce? Da, e cam minunată treaba aia cu hidra, n-ai ce zice, dar... Doamne, dar frumușică sunt. Ia să vedem. Ce râzi, Max? Care o facem? Te lauzi așa singur. De ce? Îmi place caracterul așa cum l-am făcut. Zici că e o bătrânică. Da, e mișto ce-i drept, adică și mie îmi place faptul că da, nu, și ne, putem costuma, ne putem costuma așa ca ăștia din... Și pentru că e Halloween și e mișto. Una din astea, care cum a? Pentru că... Da, nici eu pot să mă hotărăsc. Stai, aia ce e? Care Fragile Goods? Trebuie să luăm dubele alea, să ducem la destinație. Faza că e hidra la pe cer și parcă n-aș vrea să iau... Gun running. Asta unde și eu, ceva cu motoare ca să nu-i merească atât de ușor, știi? Gun running e... Doamne, ce ochi are Mihai, ești nebun. Okay. O, groșii. Cu... Mă și sperie cu ochii. Talb. Adevărat, dar la ochi nu au băgat nimic, nu că n-am da, care e motorul meu din astea două? Surpriză. Nu arată care ar fi. Eu știu care, că mi-am făcut beltul ăla. Nu contează. De tradiție l-am făcut alb. Nu, da, nu, ai la pisica e normal. Hai să mergem. Avem 2000. Iar mă sună 6-1. Ce ar fi băgat un mod nou de joc? The Lost and Damned sau ceva de da, genul? Am citit și eu asta, parcă Lost and Damned da, 2. Am primit un invite, cred. Înainte să... intru pe sesiune. Nu știu unde ar fi modul ăla de joc. O să vedem, dacă nu-l găsim... La adversari. Următorul să-l găsim, poate. Că sunt unele moduri de joc care nu merg jucate decât dacă ai foarte mulți oameni. Da. Și atunci alea sunt destul de greu de făcut pentru că nu-ți intră oameni. Trebuie da, minim 4 și... sau 8. Depinde. Și asta depinde în funcție de cum l-au făcut. Dacă e cu mulți oameni și nu avem cum să găsim oameni, e cam aiurea. Da. Hai să vedem, n-avem foarte mult de mers, doar dacă nu picăm de pe motoare. Da, adevărat, pe aici e un kit să virez cu astea. Mai să știi că n-am mai picat de foarte mult timp de pe... Eu am picat. Nu, acum, adică dar... să mă lovesc așa de mașini, de chestii, știi? Depinde cu mașinile, pentru că e 50-50, știi, dacă îți trage unul în fața ta și te accidentează, nu prea ai ce face. Na. Da. Eu să încerc să mă duc puțin off-road cu ea, dar tu știi ce urât trage într-o parte. Ai văzut că intră în drift dacă tragi prea mult de volan? Da, de da, volan, de... Știu. Uite, acum... E un pic de grijă cu ea. M-am împrăștiat. Bă, frate, stau și caut uziul ăla, nu găsesc. Mi-a tăiat, mi-a tăiat un AI fața, frate. Am știu, păi asta, m-a aruncat, am frânat, dar nu l-a dat, nu m-a prea timp. Trebuie să ai Uzi. Cred că nu mai am muniție la Uzi. Da, să lăsesc și dacă n-ai muniție, posibil să... Poate să altceva, eu mai am un pistol automat care se comportă ca Uzi. Da, nu mai știu, nu știu cum se numește Uziul. Heavy? Nu, revolver. Nu e heavy niciun caz. Nu știu cum se numește. A, SMG? Da, SMG trebuie să fie. Combat tot înainte, ok? Bă, la asta trebuie să frânezi de timp și să-l lași pe spate când frânezi ca să frâneze. Ceva de genul, nu frânează la timp în niciun caz. Trebuie să frânezi din avans. O, sunt niște militare acolo. Da, nu mai aveam muniție, mă, dar serios. Ce e jos? Niște militari. Aoleu, bă, e treabă bine de obicei. Băi, asta zic, o să trebuie să...
Deci știi ce fac ăștia militarii? Vând arme... Și noi... Unor civili sau ceva. N-ar trebui să eliminăm pe toți de acolo, dar fără să distrugem astea, că trebuie să le furăm. Deci, cumva o să tragem de acum. Tragem de aici. Luați-vă sniperele. Am luat. Și începeți și trageți în ei, în toți. Eu l-am luat pe ăla din dreapta. Ok. 3, 2, 1 și... Dacă n-au timp. Și nici măcar nu se ascund atât de... Ce pisice, mă, frumos, frumos, bravo. Mamă, ce execuție și-au luat. Nu se aștepta, noi eram multe. Cam film, știai că până au reacționat ei, au murit toți. Ia uite-l, bă. Nu pune frâna la motorul deloc. Cam filme și se împiedică. Dar ce trebuie să fac cu astea? Eu am furat una. Trebuie să le luăm și să le punem în dubă. Deci tot ne dă mașină. 3 din 5, mai sunt 2. Fuck. E bine măcar că nu facem 1000 de drumuri. Well, fuck. Cine conduce duba? Poți să conduc eu dacă vrei. Mi-e indiferent dacă vrei sau nu să conduc eu. Uite-te de trac, hai. Nu cânta muzică de mormântare. Nu cânta muzică de mormântare cu mine aici. Să pierde misiunea. Băga-mi aia și picioarele, că am apus să cânt după ce murim. Aia o cânt după ce vine Hydra pe noi. Da, când vine Hydra încep să claxonezi. Poate l-a apucat și pe râs și mai trage. Da. Mama, avem ceva de mers. Nu crezi că ne aude. Avem 8 km. Nu cădea. Nu știu de ce e ușa deschisă la mine. Da, am văzut și eu. Nu-i curent în mașină? Ba, mai aerisește puțin. Bă, deci am motorul full tunat. Și ușa de tot. Și ăsta vreau să scoate o scânteie drăguță. Adică scoate o scânteie acum, văd. Dar scoate și un fum negru. După scânteie. Opa. Ce vi se face? Ceva nebunesc. Dar nu e bine cum a luat-o, nu e bine cum a luat-o. Ba, da. Faci tu ceva nebunesc, dar să nu rămâi în șanț, că n-am cum. Să te blochezi. Care e faza? Pe acolo îmi zice să merg GPS-ul, știi, adică... Ia-o prin dreapta, că ai loc. Dreapta vezi că e zona aia verde. Ia-o pe acolo. Partea aia, știi, aia e faza. Așa, așa, mă, stânga, total. Așa. Că mi-arată punctul undeva în partea aia, stai să văd și ce vrea. A, vrea să merg în oraș, asta vrea. În oraș, dai seama. Da, dar mă pune să ocolesc aiurea. Hai să tăiem muntele direct. Nu știu dacă puteți voi pe aici cu motoarele alea. Merge. Dă-i tare. Da, nu mai ai viteză, gata, mă duc înapoi. Nu, prins, hai luat. Luați-vă un elicopter eventual dacă aveți. Ce Cătărică, nu rămân cu tine să te ajut. Am ajuns pe stradă. Eu. Dar nu știu pe unde tot o ia Max, că mie mi-arată GPS-ul alt drum. Știu că ți arată alt drum. Lasă alt drum, tu te ții pe mașină albastră. Eu îl văd pe Max, te mă țin după el. O să ajung pe autostradă în curând. Mamă! Stai puțin muntele ca să nu mai ocolim tot drumul. Ai tăiat muntele? Ok. Opa! Oh. Asta e puțin ca mult. Bravo, tată! Mare... Copac. Mecanic, mare șoferiță, mare tot. Gata, și acum pe stradă suntem. Mi-am stricat motocicleta. Ai stricat-o? Am văzut un... Dai return și o dai din nou să-ți dai. Surgent! Nu, e surgent. Să te ajut, să te împing. Nu cred că e nevoie să mă împingi. Mașina asta e destul de rapidă, să știi. Da, ia viteză la un moment dat chestia aia. Dar suspensiile alea, ai văzut cum sunt? Păi te face să-ți opăi. Da. E bună pentru off-road. Pentru off-road, da, dar acum sunt pe stradă și în momentul în care fac curba aia, mă răstor. Bă, e elicopter în fața mea! Îl văd. Dar nu știu dacă e militar, că nu-l văd. E roșu, aoleu, au. Cadem, e împicat și pe mine. What the fuck, ce-ai făcut? Serios? Kamikaze, elicopter. A ieșit din el, s-a parașutat ca să vină să mă omoare, fii atent ce om. Hai că nu te prinde. L-ați văzut ce-a făcut? Nu, l-am văzut târziu. Era elicopter militar, s-a parașutat doar ca să vină să mă omoare. Bă, și a reușit? LOL. Te-ai dus? De ce? Ai călcat pe mașină. Te-am văzut din spate, de-aia te-a aruncat așa rău. Călcat cu răsii din stânga pe mașină. Am călcat pe mașină, vezi că ăla vine pe noi. Yep, vine. Și a mașină acum și vine. Vă să trebuiască să-l opriți, să nu cumva să vină. Merg eu spre el acum, sper să ajung la timp. Țineți-l ocupat, asta e ideea, știi? Bă, Mihai, treci și bate-te tu cu el. Și lasă-l pe Max să ajungă repede. Păi, îl aștept să vină. Dacă îl țineți ocupat, încă e ok. Încă a rămas în urmă, tipul. Noi practic am făcut armele la ăștia. Și
De ce vine militarii arme la civili? Nu știu, afaceri ilegale, cine știe. Fac și eu un profit. Bă, dar vine ăla pe mine, ești nebun? Nu e. Asistent omul. Omulețul ăsta nebun. Ne-ți acolo, ne-ți acolo. Drum spre voi. Și chiar insistent, bă, dar s-a aruncat din avion. S-a aruncat ca și prea din avion, repede, repede. L-am văzut pe ăla, fugi. Aaa, mi-am să aminte ce am uitat să fac la motor, să-mi pun roți blindate. Mi-a spart roata. Aaa, să știi că nici eu nu mi-am pus. Am uitat! Da. Nici eu nu mi-am pus, am zis, bă, vreau să le las tot că arată mișto și am uitat că-s cauciucurile acolo la roți. Mi-am pus pânză de păianjen, adică mi-am pus roțile alea și mi-am pus și de gloanțe. Mie-mi plac așa cum sunt stoc, adică chiar arată bine. Bravo, bravo, Mihai. Dar nu se mai poate conduce motorul ăsta, e imposibil. Da, știu, e foarte greu, dar asta am și renunțat acum și mi-am chemat insurgentul. Dacă am nevoie de ceva de protecție astea... Să știi. La motor și eu. Trebuie să mergem să ne facem roțile după aia. Deci am uitat să ne punem armored. Toți. Frate, dar păi eu mi-am pus! Ți-ai pus? Uite unde mă pune să mă duc. Tocmai import. Import a pus? De ce? Pe acolo trebuie să e duci prima dată că să mă duc aici. De mă să mă întâlnesc cu ăla iară. Credeai că te duci la... Noi la... Și Jimmy ne-a socolesc tot drumul. Gata. Aproape 20.000, e bine. Super, super, da, 20.000. Super tare. Bă, aici mă duce la job să vedem care e treaba. L-a călcat pe unul, săracul. Da, poți să, poți să tragi acum, că te las în pace. Hai să-mi dispară aia de pe ecran, ca să pot să fac și eu să mă uit la jobs puțin. Să văd. Online, jobs, unavailable, taking part in a gang. A, mă sună Melk ăsta, păi Melk, după Melk. Da, iurea, să vezi când te bați cu cineva, frate, și îți sună telefonul și nu te mai lasă să mai tragi, deci e groaznic. Adversary, sau unde o fi chestia aia? Tilted, sport, slipstream, slasher, siege mentality, rhino hunt, relay, lost and damned. Îți trebuie între 4 și 10 playeri. Deci 4 minim. Lost vs. Damned se numește. Day and night deathmatch between forces. Ah, deci e deathmatch, frate, adică nu e... Nu e nimic wow, e deathmatch. Da, și probabil te... Ești pe probabil au pus o zonă nouă și au zis gata, hartă nouă. Bă, se vede mișto... Lumina e roșie ca far, știi? Hai că o să vă dau invite într-o cursă, vreau să văd dacă ne lasă cu motocicletele astea, ar fi interesant. Trebuie o cursă care să-ți dea voie cu ciopăre. Haide! Acum nu știu dacă îți dă voie cu ciopăre, zice motorcycles ca și clasă, dar da, să vedem. Ce bine a fost. Mi-a plăcut asta. Vanșa. Hai că v-am dat invitație. Sunt. Stunt. A mai intrat încă cineva. Bă, dar la stunt asta n-ar fi bună, adică... Are acționație bună. Dar nu poți să virezi cu ea. Și nu e afacere. Bă, nu știu, hai să jucăm cu asta, oricum, dacă ăla și-o ia pe ăla, pe aia rapid o să ne facă, da. Deci ne luăm astea cu capul de mort? Eu așa zice să vedem cum e, păi, dacă nu știu, vrei vreți... Păi, nu știu, s-ar putea să nu avem aici, măi. Dacă hai nu, să vedem. Nu. Eu nu cred că nu avem, dar e o posibilitate. Că nu e motocicletă de... Chiar... Gargoyle, Defiler... Da, uite-o, am găsit-o. Da. Eu iau pe asta, nu știu, dacă ce vreți voi. Nu, iau și eu. Mi-am luat-o și eu pe aia. Nu, ca să fim mai egalitate noi, nu-mi pasă. Băi, vreau să văd dacă s-au reparat animațiile. Mă îndoiesc, pentru că n-au făcut update la joc. Propriu zis. Da, mă, n-au făcut update, dar au apăsat un buton și s-a updatat jocul. Da, dar jocul nu ne-a făcut joc, cumva. Bă, dar unde e ăla? Pe unde? A ieșit. A, e mai bine, suntem decât noi. Uuu, așa, da, curse cu motocicletele astea. Da. Aveți grijă la curbe, atâta vă zic. Că motocicleta asta nu cotește. Păi, o testăm și noi pe asta. Cum e, în cursă. Uii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 i
Aoleu, asta e cursaia grea, mă, de trebuie să sar și mă duceam la urmă. Să sar de sus, nu știu dacă ia aia, habar n-am, dar trebuie să sar de multe ori. Uite aici, mereu cădeam. Ok, mă duceam pe sus. Ești Joker? A, cred că asta e. Dar de să fii. Cu cine să aterizezi pe asta? Adică... Pentru că nu e asta foarte viteză umană, știi? Crezi? Da, asta vreau să zic și eu. Da, cred că asta e. Oricum ia viteză și asta destul de mare, că nu mi se pare că e lentă sau ceva. Hai te aici, cred că e săritura aia. Parcă da. Da, asta e săritura aia, aveți grijă. Special ca să nu mă duc aiurea.
Fac un puțin drift cu el, lol. Ai de... De 3 sărituri o să fie aer. Ai comis o pisică? Deci m-am băgat mie și picioarele. Eu v-am zis. Nu orice 3 sărituri, să că vă duceți. Acum a cad fix pe punct. Drift. Aia. V-am zis de special. Nu, încă n-am căzut pisica, cred că acum ăștia. Am zis că n-am viteză mare, mă, la asta, mă. Oh, olu, mai cal și prin... Da, așa sunt astea, n-ai ce să faci. Tam. Și mă descurc destul de bine cu ea, adică... Da, și eu, am crezut că o să fie mai rău, sincer. Da, știu, mă, ne-am adică că o să cad la fiecare... Adică în oraș, cred că sunt de la hopurile alea, grupurile aia, că nu-i terenul permanent, tot drept. Da, și aici e... Greu, frate. A trebuit să încetinesc aici, că mă duceam rău. Și eu un pic. No! Sunt unele sărituri pe care trebuie să le iei cu level maxim, viteză maximă. Sunt unele pe care trebuie să le încetinești și nu prea știi care sunt unele care sunt celelalte. Trebuie să înveți traseul, n-ai ce să faci. Asta e. Am greșit-o și eu. Când am luat rampa aia mare, m-am aruncat un pic lateral și n-am mai putut să o redresez. A, știu. E șansa mea. De unde? Minciuni. Iar mă duc aiurea, frate. Nu. Încă ia uite-i, mă! Cu cine mă lovesc? Cu cine? Nu, cu nimeni, cu eu eram acolo, dar... Am crezut că... Am terminat cursa. Dă-te-mi pisici. Pisici? Uiii! Mă duc acum, am pisici. Și alea drăgălașe cu urechiușele alea mici. Ia să văd, mă. Ia uite, doamne, jumate de față e schelet, jumate nu. Ia să văd. Ia uite. Asta se întâmplă după episod de GTA. Bă, doamne. Ai tăiat acolo repede că ții DNF. Au, DNF-ul ia. Uai, are 15 secunde. Ta-na! Uai, ce plăscare. Hop! De ce arăți deja? Locul 3! Ah, ia uite-te mă la ea. Ia să vedem. Facem un pariu de animație? Eu nu cred că merg animație, eu nu cred. Nici eu. Aaaa, hai uite pe depisit. Dar că animație merg. Cred că trebuie să lanseze pesca, dar nu cred că o să le pesce. Da, trebuie să bage un pesce ceva mic. Ți-ai făcut aia, Bastu? Da, sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like. Apreciem foarte mult când faceți chestia asta și ne auzim data viitoare. Pa, pa. Pa. Pa.